Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată care sunt titlurile ediției. Ziua porților deschise la spitale altă dată. Candidații la BAC și-au testat competențele digitale. Singura creșă din Giurgiu gata să primească copii. Noi reglementări pentru copiii cu părinți în străinătate. Absențe importante la meciul Astrei cu AZ Alkmaar. După ce a anunțat că sâmbătă 22 august în spitalele din țară se va organiza ziua porților deschise, ministrul sănătății s-a răzgândit. Pe motiv că unitățile medicale nu au timp să se pregătească, marele eveniment s-a amânat pentru nu se știe când. Zilele trecute, ministrul sănătății a trimis adrese tuturor direcțiilor de sănătate publică din țară pentru organizarea zilei porților deschise în spitale. Un eveniment în premieră în România, dar pe cât de inedit, pe atât de trăznit. La Giurgiu, evenimentul care era programat pentru data de 22 august s-a stabilit ca două spitale să-și deschidă porțile vizitatorilor, adică publicului larg. Ideea ministerului nu prea a fost agreată de conducerea spitalelor și nici de personalul medical, mai ales în urma nemulțumirilor medicilor cu privire la salarii, dar și din cauza faptului că multe dintre spitale nu prea au ce arăta. Nici reacțiile presei nu au fost favorabile Ministerului Sănătății, așa că miercuri 19 august, direcțiile de sănătate publică au primit o nouă adresă de la minister, prin care sunt înștiințate că ziua porților deschise în spitale se amână pentru nu se știe când. Având în vedere apariția unor disfuncții la nivel național în ceea ce privește corelarea organizării acestui eveniment în cadrul unităților sanitare, datorate în principal intervalului scurt de timp alocat, vă comunicăm că ziua porților deschise, stabilită pentru data de 22 august 2015, se amână pentru o dată care va fi comunicată ulterior. Anunța Nicolae Băniceiu printr-o circulară despre care spune că trebuie comunicată în regim de urgență tuturor unităților sanitare. La Giurgiu, ziua porților deschise viza Spitalul Orășenesc din Bolintin Vale și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, a continuat astăzi cu proba de competențe digitale. Elevii claselor a 12 au susținut proba în fața unei comisii, iar la sfârșit aceștia au primit calificativul pe baza punctajului obținut. În județul Giurgiu, peste 40 de elevi au susținut această probă. Elevii de liceu desfășoară în aceste zile proba de evaluare a competențelor digitale în cadrul examenului de bacalaureat. Prin această probă, candidații trebuie să demonstreze că știu să utilizeze calculatorul, lucruri pe care le-au învățat în clasele a 9-a și a 10-a. La finalul probei, în funcție de punctajul obținut, elevii vor fi evaluați ca utilizator începător, mediu, avansat și experimentat. În județul Giurgiu, peste 40 de elevi au susținut această probă. Astăzi a avut loc evaluarea competențelor digitale, ultima dintre probele de evaluare a competențelor din cadrul celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat. În județul Giurgiu au fost înscriși 42 de candidați la această probă. De luni, 24 august, încep probele scrise ale celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Proba de evaluare a competențelor digitale se va încheia pe 21 august, când vor fi examinați ultimii elevi. Este foarte important de știu că această probă va fi promovată de către toți candidații și că nu are nicio greutate la calcularea notei finale de BAC. Doar în câteva ore și numai în apropierea Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu s-au aplicat ieri 10 de sancțiuni și au fost reținute chiar și câteva permise de conducere. Acțiunea, care va continua în zilele ce urmează, a pornit de la o verificare făcută în trafic de către agenții de circulație pe tema opririlor și staționărilor neregulamentare. Controalele pot scoate la iveală și alte nereguli. Oricum, nu orice greșeală poate fi iertată, unele se mai și plătesc. Recent declanșat, controlul polițiștilor din cadrul brigăzii rutiere a Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu a început deja să scoată la iveală abaterile săvârșite ieri în trafic de unii dintre șoferi. Având ca scop principal evitarea ambuteiajelor create ca urmare a opririlor și staționărilor neregulamentare, verificarea polițiștilor de la rutieră nu le-a prea priit unora dintre șoferi, pentru că mai mult de 60 din aceștia s-au ales cu sancțiuni, iar alți 8 ghinioniști au rămas fără permise de conducere. Acțiunea reprezentă
reprezentanților poliției rutiere s-a derulat doar pe parcursul a câtorva ore și numai pe bulevardul CFR. Asemenea, arterei rutiere amintite și altele vor fi în atenția polițiștilor giurgiuveni, pentru că verificările se vor derula pe o perioadă mai lungă și în mai multe din zonele orașului Giurgiu. Zilnic vom acționa pe diferitele tronsoane unde avem ambuteiaje, opriri, staționări neregulamentare. Reamintim conducătorilor auto doar câteva date de ordin statistic în conformitate cu cele declarate de reprezentanții polițiștilor de la rutieră. În trafic pot fi opriți zilnic circa 1000 de șoferi, iar aproape 10% dintre aceștia sunt găsiți în neregulă. Cum zilele acestea continuă controalele pe tema opririi și staționării neregulamentare, evitați greșelile în trafic pentru a nu fi obligați să plătiți pentru ele. Premierul Victor Ponta a anunțat că guvernul și președintele Klaus Iohannis sunt de acord cu reducerea TVA la 20% și că măsura este sustenabilă din punct de vedere economic. Votul pe codul fiscal va fi dat săptămâna viitoare când parlamentarii se întâlnesc în sesiune extraordinară. De anul viitor, taxa pe valoare adăugată ar putea fi de 20%, cât era în proiectul inițial de cod fiscal, și nu de 19%, cotă introdusă în proiect în urma solicitărilor Partidului Național Liberal. Este anunțul făcut de premierul Victor Ponta la începutul ședinței săptămânale a guvernului de ieri. Șeful executivului a mai declarat că au existat discuții pe acest subiect cu președintele Klaus Iohannis și guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu. E foarte important ca săptămâna viitoare să se termine bătălia politică, să avem codul fiscal aprobat și promulgat de către președinte. Cred în continuare, ca un tehnocrat ce sunt alături de domnul Teodorovici, că important este să dăm mesajul fundamental pentru economie și pe zona socială cu 20% TVA, nu 19%, că 20% cotă generală cu 9% la alimente înseamnă 16% medie. Iar celelalte lucruri care privesc alte taxe și impozite, ca să vă spun foarte sincer, pot fi discutate de către oamenii politici. Ce e important pentru noi, 20% acel TVA. În ceea ce privește alte prevederi din proiectul de lege, cum ar fi eliminarea taxei pe construcții speciale și a accizei, Victor Ponta consideră că acestea pot fi efectuate ulterior, esențială fiind acum reducerea TVA. Proiectul noului cod fiscal a fost aprobat de Parlament în luna iunie, dar retrimis spre examinare de către președintele Klaus Iohannis. Parlamentarii se vor întâlni în cursul săptămânii viitoare în ședință extraordinară pentru a vota codul fiscal. 10 persoane vin zilnic în ajutorul părinților care nu au cu cine să își lase copiii acasă. Este vorba despre cadrele medicale care lucrează la singura creșă din municipiu și județ. Deși în luna august cei mici nu pot fi aduși la creșă, personalul lucrează ca într-o zi normală. În prezent se lucrează de zor la pregătirea zilei în care instituția educațională își va deschide din nou porțile. Creșa cu program prelungit numărul 1 din cartierul Tineretului este locul unde foarte mulți giurgiuveni duc copiii pentru a-i ști în siguranță. De câțiva ani, curtea creșei a prins viață. Mai multă culoare, mai multă curățenie și mai multă implicare au făcut ca această instituție educațională să fie din ce în ce mai dorită de către cei care vor să își știe copiii în siguranță. Așa se face că în fiecare an locurile sunt ocupate în totalitate, iar zeci de părinți se înscriu pe listele de așteptare pentru ca micuțul lor să poată ocupa un loc în situația în care un altul renunță. Doar 45 de copii pe an cu vârste cuprinse între un an și jumătate și 4 ani au posibilitatea să-și petreacă o mare parte din timp aici. Desfășoară activitatea cu program prelungit, începând cu orele 6 dimineața până seara la ora 18. Dimineața la ora 7 apar primii beneficiari cu copii, unde avem asistent pediatru zi de zi, unde face trierea copiilor pe grupe, unde se urmărește igiena copilului, se discută cu beneficiarul despre starea de sănătate, dacă au apărut ceva probleme între timp, urmează un tratament medicamentos care trebuie urmărit de către medicul care l-a administrat și comunicăm despre starea copilului, cum se adaptează, cum se integrează cu ceilalți copii din cadrul unității noastre. Deși luna august, conform reglementărilor în vigoare, este alocată curățeniei, numărul de locuri este ocupat deja la capacitate maximă. Potrivit coordonatorului creșei, pe lista de așteptare sunt înscriși 7 părinți care și-au exprimat dorința să-și aducă micuții aici. Instituția educațională reprezintă o oportunitate pentru părinții care nu au cu cine să îi lase pe cei mici acasă.
acasă. Personalul format din cadre medicale le oferă garanția părinților că micuțului lor îi se acordă îngrijirea de care are nevoie. Cadrele medicale sunt preluate de către Direcția de Asistență Socială din cadrul Spitalului Județean Giurgiu, unde sunt numai asistente pediatre și principale și infirmiere. Cu o pregătire ireproșabilă, își fac datoria, au o relație foarte apropiată cu beneficiarii, plus și cu conducerea care ne coordonează. Câte persoane? Avem 10 persoane active, dintre care un bucătar, un psihopedagog și eu în persoană coordonatorul creșii. Părinții care au copii înscriși la creșa numărul 1 din Giurgiu trebuie să plătească pentru o zi 8,8 lei, ceea ce înseamnă că pentru o lună întreagă suma se ridică la aproximativ 200 de lei. În România sunt aproape 1200 de locuri potențial contaminate, iar Giurgiu este județul cu cele mai multe astfel de zone. O arată statistica guvernului efectuată pe baza datelor obținute de la autoritățile locale. Potrivit acesteia, peste 200 de locuri potențial contaminate au fost identificate la Giurgiu. Potrivit inventarului Agenției Naționale de Mediu, Giurgiu este județul cu cele mai multe locuri potențial contaminate. Pe raza județului nostru au fost identificate numai puțin de 223 de astfel de zone. Pe următorul loc se află Argeș cu 111 situri potențial contaminate și Maramureș cu 109. La nivelul întregii țări există aproape 1200 de locuri potențial contaminate. Statistica realizată pe baza datelor obținute de la autoritățile locale mai arată că alte 210 locuri sunt contaminate, cele mai multe în județele Hunedoara și Caraș-Severin. Locurile potențial contaminate reprezintă amplasamente în care s-au desfășurat activități în industria chimică, combinate chimice, metalurgică, câmpuri de extracție petrolieră, depozite de pesticide sau locuri de manevrare a acestor substanțe. Guvernul a aprobat prin hotărâre Strategia Națională și Planul Național pentru gestionarea siturilor contaminate. Prevederile documentelor au în vedere diminuarea problemelor generate de contaminarea solului și a apelor subterane, precum și a riscurilor provocate de acestea pentru sănătatea umană și pentru mediu. Ele constituie punctul de plecare pentru viitoare inițiative legislative, care vor trebui să asigure aplicarea proceselor de remediere durabilă a siturilor contaminate. Costurile pentru evaluarea riscurilor și remedierea zonelor cu probleme se ridică la sume de ordinul miliardelor de euro, bani care vor fi asigurați prin accesarea de fonduri europene, prin finanțare de stat, dar și prin finanțări externe și investiții din sectorul privat. Copiii cu un părinte sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate vor fi atent monitorizați de instituțiile statului cu atribuții în domeniu. Mai exact, serviciile publice de asistență socială vor forma o bază de date cu situația acestor copii, iar la domiciliul acestora se vor efectua vizite periodice pentru a se verifica evoluția copilului. Noile reglementări au fost aprobate miercuri în ședință de guvern. În România, tot mai mulți copii rămân în grija bunicilor sau a rudelor pentru că au părinții plecați la muncă în străinătate. Din păcate însă, nu există o evidență clară a acestor copii și nici nu s-au stabilit măsuri de protecție pentru ei. De exemplu, la Giurgiu există o statistică pe care o deține Direcția pentru Protecția Copilului, realizată în baza informațiilor primite de la primării, dar care nu reflectă situația reală din teren. Sunt primării din județul Giurgiu care au raportat că nu au niciun copil cu părinți plecați în străinătate, lucru puțin probabil. Conform informațiilor furnizate de serviciile publice de asistență socială, adică de primăriile din localitățile județului, în prezent, în județul Giurgiu, sunt 221 copii cu părinții plecați în străinătate, dintre care 57 de copii au ambii părinți plecați. Aceste date nu reflectă însă situația reală, pentru că în practică este dificil de realizat identificarea corectă a tuturor copiilor cu părinții plecați în străinătate de către primării. Aceasta și din cauza faptului că părinții notifică primăria din localitatea de domiciliu cu privire la intenția de a părăsi țara cu 40 de zile înainte,
așa cum prevede legea pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. Este dificil așadar de realizat identificarea corectă a copiilor cu părinții plecați în străinătate, în situația în care nu există un mecanism real de identificare și de monitorizare și o conlucrare reală între toți factorii care ar putea furniza informații relevante către Serviciul Public de Asistență Socială. Tocmai pentru remedierea acestor deficiențe din sistem, guvernul a emis o hotărâre care cuprinde noi reglementări privind creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în afara țării. Potrivit legii, Serviciul Public de Asistență Socială va solicita în ultimul trimestru al fiecărui an unităților școlare informații cu privire la copiii cu un singur părinte plecat în străinătate, cu ambii părinți plecați în străinătate, cu părintele unic susținător plecat și el reveniți în țară după o experiență de migrație de cel puțin 12 luni. Totodată, în primele 6 luni de la nominalizarea persoanei, Serviciul Public de Asistență Socială va vizita odată la 2 luni domiciliul persoanelor desemnate, în vederea informării și consilierii acestora privind răspunderea ce le revine în creșterea și îngrijirea copilului, ulterior vizitele urmând a fi realizate semestrial. De asemenea, prin noile modificări legislative, se are în vedere identificarea copiilor care se află în situații de risc de separare de familie. Legea nu precizează însă cum vor fi identificați copiii care nu merg la școală sau la grădiniță, iar părinții acestora nu notifică faptul că vor să părăsească țara. Totuși, în opinia autorităților locale, noile reglementări sunt binevenite, în special pentru copiii care au părinți plecați din țară și se află într-o situație de risc. Conform datelor centralizate la nivel național, în evidențele autorităților administrației publice locale se aflau la 30 septembrie 2014 aproximativ 83.000 de copii cu cel puțin un părinte plecat în străinătate. De origine română pe linie maternă, actorul Ray Wise este bine cunoscut grație prestației sale din serialul Twin Peaks. Telenovela Dragoste de Viață, cu aproape 950 de episoade, îl are în distribuție. Raymond Herbert, pe numele său adevărat, a început prin a juca teatru. A apărut în nenumărate seriale de televiziune, însă cinefilii cu pretenții și-l amintesc din câteva îndrăgite producții pentru marele ecran. Pe numele său adevărat, Raymond Herbert, actorul născut pe 20 august 1947 în Ohio, Statele Unite, este mai bine cunoscut ca Ray Wise, dar și în postură de interpret al nenumăratelor roluri din serialele de televiziune. Dintre acestea, sunt de amintit cel puțin Dragoste de Viață, pentru cele aproape 950 de episoade, sau Twin Peaks, un serial foarte apreciat în România, în care Ray interpretează cu profesionalism rolul lui Leland Palmer. Him some questions, huh? Did you kill Laura Palmer? Chiar dacă numărul rolurilor interpretate de Wise în filmele de televiziune este mai mare, în comparație cu cele din producțiile pentru marile ecrane, din rândul acestora din urmă, măcar o parte sunt cunoscute de împătimiții cineaști. Noi vă amintim The Chase și Robocop. Despre actorul care a început să joace mai întâi teatru, încă de pe vremea liceului, nu se poate să nu fie făcută o importantă dezvăluire. Raymond Herbe, sărbătorit al zilei de 20 aprilie, este pe linie maternă descendentul unei familii din România. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu au ajuns la final. Urmează rubricile Sport și Meteo, o ediție specială și emisiunile Giurgiu înainte de toate și E timpul să vorbim. Eu sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! Ah!
Astra încearcă pentru a treia oară consecutiv să ajungă în grupele Europa League și partida cu AZ Alkmaar este pentru Giurgiu Veni provocarea zilei. Aseară tehnicianul Marius Șumudica a vorbit despre meciul Astrei contra olandezilor și a răspuns întrebărilor puse de jurnaliști. Șumudica a considerat că partida din această seară este marcată de o situație inedită, pentru că spre deosebire de meciurile cu Inverness și West Ham United, de data aceasta Astra are primul meci acasă și calificarea se va disputa în deplasare. Ne întâlnim și cu o situație inedită, în sensul că jucăm primul meci acasă. N-am jucat până acum primul meci acasă și ne vom juca calificarea în deplasare. Noi până acum și la Inverness și la West Ham am jucat primul meci în deplasare. Al doilea meci a fost acasă. Sperăm ca mâine să luăm o opțiune serioasă și să reușim să ne calificăm. Dar v-am zis, este foarte, foarte greu. AZ Alkmaar este o echipă reprezentativă a școlii de fotbal olandeze, alături de Feyenoord, Rotterdam și PSV Eindhoven. Iar calificarea Astrei în grupe ar fi o surpriză, a mai fost de părere tehnicianul Șumudică. Vom întâlni echipă bine organizată, bine pusă la punct din toate punctele de vedere și cu siguranță nu va fi ușor. Vom încerca să echilibrăm puțin forțele, chiar dacă noi avem foarte multe lipsuri față de ei, din toate punctele de vedere, nu mă refer neapărat la Astra, cât mă refer la fotbalul românesc față de fotbalul olandez, și să producem o surpriză, fiindcă pentru mine ar fi o surpriză să-i scoatem pe Alkmaar, în condițiile în care și la momentul respectiv cu West Ham a fost o surpriză că i-am eliminat. Mijlocașul Astrei, Valerica Gaman, este unul dintre jucătorii Giurgiu Veni care ar putea fi selecționat la națională, alături de Budescu, Enache și Silviu Lung Junior. Înaintea meciului cu Alkmaar, Gaman a fost întrebat cu privire la dificultatea partidei. Suntem încrezători, știm că e foarte important și pentru club această eventuală calificare. Cât de departe asta rămâne de văzut. Important e primul meci. Și dacă ne vom califica, trebuie să punem asta în discuție, pentru că încă nu suntem calificați și va fi un meci extrem de greu. Pentru că au niște jucători foarte buni și nu degeaba au terminat pe locul 3 în Olanda. Un lucru important, părerea mea. O să ai viață grea în apărare? Din câte știu, au marcat peste 60 de goluri. Cu toții o să avem o viață grea. Mai multe amănunte despre conferința de presă de dinaintea meciului Astrei din turul play-off-ului Europa League. Puteți urmări imediat după știri, în ediție specială. Marea problemă a înfruntării cu echipa olandeză rămâne lotul cu care Astra intră în teren. Vor lipsi Teixeira, indisponibil cel puțin două luni din lot, având ruptură de ligamente. Nici Geraldo nu prinde partida pentru că nu este refăcut după o mai veche accidentare, iar un alt mare absent rămâne Takayuki, transferat în campionatul turc. Absențe, da, avem Teixeira, care este pentru două luni ieșit din circuit. Avem Takayuki, care știți foarte bine că a plecat, față de West Ham vorbesc, și Geraldo, care nu cred că poate fi recuperat până la ora jocului. Am pierdut și jucători, am pierdut 3 jucători din 11-le de bază față de West Ham. Deci am pierdut Teixeira, Takayuki și Geraldo. Și nu punem nimic în loc. Cu tot respectul pentru cei care vor intra mâine și îmi doresc din suflet să se ridice la nivelul celorlalți. Dar e destul de greu. Noi am pierdut axul central, mă refer la Ben Youssef, un jucător foarte bun care juca lângă Valerica. Am pierdut Seto, am pierdut Laban, am pierdut Florescu, am pierdut Yahaya, am pierdut foarte mulți jucători de mijlocul terenului. Cei care au intrat, fie că a fost Lovin, fie că a venit Boldrin, fie că a venit, încearcă să-și facă treaba și pe cât posibil înseamnă că am reușit până în momentul de față. Una peste alta, Șumudică rămâne uimit cu privire la parcursul echipei, dar spune că Astra nu mai poate susține multă vreme acest ritm cu un lot așa subțire. Nu am crezut nicio clipă că vom putea ajunge aici. Este meritul lor și să dea Dumnezeu să o țină la fel, dar cu părere de rău, pe zi ce trece apar fel de fel de probleme care cu siguranță vor scădea din exprimarea jucătorilor. Și aici mă refer pierderea lui Teixeira, plecarea lui Seto. Dacă nu vom fi inteligenți să punem imediat la loc și să... Gândiți-vă că peste două zile de la meciul cu Alkmaar, acum noi jucăm cu Iași. Una dintre, iară, echipele foarte bune. Când să-i recuperezi? Ce să le fac?
Astra va intra în teren cu Lung Junior, Cheiroș, Oroș, Găman, Moraeș, Lovin, Boldrin, Enache, Budescu, Deamorim și Alibec. Fanii Astrei din Liga Suporterilor au participat aseară la antrenamentul oficial al echipei dinaintea turului cu AZ Alkmaar și au avut întâlnire cu staful clubului pentru discuții legate de susținerea echipei. Mai vechii fani din Liga Suporterilor sunt hotărâți să ducă muncă de lămurire cu cei din Brigada Suporterilor pentru reunificarea galeriei, pentru că două galerii mai mici nu fac cât una mai mare. Cu toții au întâmpinat cu urale pe jucători, iar câțiva dintre fani au făcut pronosticuri. Bastra vine după 11 meciuri consecutive. Cum ți se pare la ora actuală forma echipei? O formă foarte bună. Sperăm ca și în continuare echipa noastră să joace foarte bine și să aibă succese cum le-au avut până acum. Un pronostic pentru mâine seară? Pentru mâine seară, nu știu. Meciul este foarte greu. Sperăm să într-o victorie. Un 2-0 ar fi bine și să nu primim gol. Exceptând începutul de campionat, restul cred că este destul de bine. Victorii pe bandă, au început să joace fotbal și se vede pe teren. Un pronostic pentru mâine seara? Eu sper la o victorie fără gol primit, dar eu cred că 3-1 pentru Astra se va termina scorul. Așa cred eu. Scorul general sau mâine seară? Nu, mâine seară 3-1 pentru Astra. Eu sper la încă o dată la o victorie fără gol primit, dar pronosticul meu este 3-1 pentru Astra. Vin suporterii pe stadion? Da, am impresia că o să fie plin stadionul și așa ar și trebui să fie, pentru că băieții au demonstrat că joacă fotbal și merită susținuți. Parcursul a fost foarte bun, Astra a jucat foarte bine, dar de departe meciul este cel mai important în acest început de sezon. Calificarea în grupele Europa League este foarte importantă, nu sunt de neglijat și banii care sunt acolo și tot ce înseamnă parcursul Astrei de la meciul de mâine încolo. Un pronostic? Victorie fără să primim gol de la Alkmaar. Vremea se menține închisă, iar din peisaj nu vor lipsi ploile și intensificările vântului. De altfel, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, se vor înregistra ploi însemnate cantitativ începând de joi ora 14 până vineri ora 12 în județele Teleorman, Giurgiu, Călăraș și Constanța. De asemenea, se subliniază că în aceste județe vor fi averse, ce trecător vor avea caracter torențial și se vor cumula izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. În intervalul menționat, temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în Muntenia, Dobrogea, precum și în zona Carpaților meridional și occidental, cantitățile de apă vor depăși local 25 de litri pe metrul pătrat. Vineri, în județul Giurgiu, se vor înregistra 18 grade la Bolintin, Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 19 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu 19 km pe oră din direcția nord-est, iar presiunea atmosferică va indica 757 mm coloană de mercur. Umiditatea aerului va fi de 60%, în timp ce cotele Dunării sunt în scădere cu 2 până la 8 cm, cota probabilă minus 53 de cm.